Dincolo de prietenii ăștia, mai mulți sau mai puțin de cei care te urmăresc, care îți urmăresc proiectele, a spus aici în platou, nu mai știu cine, joi, când am avut noi prietenii tăi, a spus că, nu mai amintesc cine, că tu, de fapt, la tine, tu muncești deja foarte mult și până în creierii nopților, ca să n-ajungi acasă, să-ți dai seama da. Că de fapt ești foarte este singur. Foarte adevărat. Deci am spus-o și nu îmi asum asta și nu mi este rușine. Într-adevăr, muncesc atât de mult pentru că, indiferent de cine ești înconjurat până la o anumită oră, cel mai urât lucru este când ajungi acasă și în casa aceea nu este nimeni, nu te așteaptă nimeni, chiar dacă ai confortul de pe lume, chiar dacă te scalzi în luxul de pe lume, deși asta nu mai contează, îți ții urechile, n-ai cu cine să vorbești, dau televizorul la maxim, adorm cu televizorul, mă trezesc cu televizorul, nu este foarte confortabil și într-adevăr mă canalizez și îmi duc toate resursele către muncă și încerc să mă obosesc și la propriu și la figurat ca să nu-mi dau seama de acest lucru. Acum, în punctul ăsta, Cătălin, regreți că ți-ai făcut o familie? Nu. Nu, știu că iară se vor naște tot felul de speculații. Nu, pentru că am avut șansa asta, am avut momente în care am trăit viața ca într-o familie, relații de 5, de 7, de 3 ani, care înseamnă de fapt o familie. Nu cred în această instituție a familiei, nu cred în acel simplu act. Cred în sentimente, cred în chimie, cred în frecvențe, care sunt mai importante decât actul la notariat. Categoric, îmi doresc pe cineva lângă mine, îmi plac copiii, mi-ar plăcea să am un copil, dar nu. Ei, uite, asta e nou. Dar nu este, nu e, e o schimbare. Nu e impetuos necesar să mă nu căsătoresc. E o prioritate, da. Nu, și nu va fi niciodată, pentru că nu vreau să ajung niciodată la un divorț, la un alt scandal. Da, dar poți să nu te căsătorești, să știi că Asta fac. Să nu mai ai sentimentul ăla așa când ajungi acasă că ești singur între... Păi nu, au fost momente, din păcate au fost momente în care nu am avut sentimentul ăsta, dar de câțiva ani, pentru că recunosc că asta e de câțiva ani, am acest sentiment ciudat pe care eu mi-l asum să-l spun la televiziune. Nu sunt ipocrit, cum au alții, sunt căsătoriți, stau în casă imensă, dar fiecare are dormitorul în câte o aripă și se întâlnesc dimineața când pleacă și își dau ghiont care să iasă primul pe ușă și se înjură. Nu, nu vreau astfel de viață. Și pe urmă stau pe un tribunal să-și șeruiască copiii și averile. Oricum nu mai contează și mi-asum și ceea ce spun acum. Oricum știu că și dacă mâine ar fi să dispar la propriu, ar fi o demență și alt speculații pe bani, pe avere, pe tot. Nu mă interesează, pentru că atâta timp cât trăiești, trăiești. Cât nu mai trăiești, nu mai contează nimic. Stai puțin că vreau, acum mi-ai ridicat la fileu și vreau să te întreb ceva. Sigur, e poate părea puțin cinic, dar te întreb așa, ți-ai făcut testament? Da. Este un testament și înainte, să știi că am făcut la viața mea și e pentru prima oară când vorbesc despre acest lucru. Și mi-asum iară pentru că nu știu dacă voi mai vorbi și nici nu-mi doresc. Tocmai de aceea vă rog să nu mă mai contactați în niciun sens. Vorbesc de emisiuni. Am făcut la viața mea tot felul de nebunii, în sensul în care am făcut niște donații mari către niște instituții din România și de afară, mai mult de afară, cu sume foarte mari de bani pe care le-am făcut în momente cheie ale vieții mele. Odată am avut la 30 de ani, apoi la 30 și ceva de ani și în cazul în care s-a întâmplat ceva, tot ce am, puțin sau mult, se va duce acolo unde trebuie. În niciun caz nu va fi consumat și hărtănit prin tribunale și împărțit la cineva. Părinții mei nu au nevoie de bani, sunt suficient, au viață ok, au bani suficienți pentru cât mai au de trăit, iar urmașii mei sunt la fel de bine puși la punct și lăsați cum trebuie, astfel încât să evit un scandal sau niște tâmpenii de genul pe care le văd în momentul în care cineva, din păcate, pleacă dintre noi. Da, e... nu vreau să mai... mi se pare așa puțin, de asta ți-am zis. De ce? E o chestie firească, trebuie să ne asumăm și asta. E doar o trecere. Nu e nimic special. Da, când ai spus urmași, la ce te-ai referit? La cei care se știu că sunt urmași. Pentru că pot fi urmași dacă o să am zile și dacă o să fiu puternic, probabil că vor exista și alți urmași.